Făceasem un simt deplorabil, zici că eram de pe vremea din Evul mediu, zici că eram cu hainele alea și m-am teleportat în timp, nu știu. Și arătam horror, vă zic, înainte să ies din casă, când să plec la spital, m-am și machiat, m-am dat cu fond de ten, cu tuș, cu rimel, rezistent la apă, că știi, eu vreau să arăt ok la prima poză cu bebelușul. Eram nebună. Amina. Astăzi vreau să vă povestesc 9 lucruri despre naștere pe care eu le-am trăit la nașterea primului meu bebeluș, băiețelul meu Nicolas. 9 lucruri despre care eu nu am auzit până în momentul în care eu am ajuns să fiu însărcinată și o parte din lucrurile astea le-am aflat doar în momentul în care deja eram însărcinată în ultimele luni, deja de sarcină, și unele le-am aflat doar după ce am născut, pentru că efectiv am ajuns să trec prin naștere și doar atunci am ajuns să le aflu. Sper că vă place mult ideea acestui clip, dacă vă place vă rog să-mi dați un thumbs up. Primul lucru pe care l-am aflat doar în momentul în care eram deja însărcinată, probabil este logic, dar mie nu mi-a trecut prin cap niciodată lucrul acesta, și bebele trece prin dureri în momentul nașterii și că se chinuie și că nu este un moment plăcut pentru el. Și nu doar mama este cea care simte dureri în momentul în care iese copilul, ci și copilul fiind strâns și felul în care se înghesuie ca să reușească să iasă este foarte dureros și pentru el, pentru că se strânge, se înghesuie. Pur și simplu, totdeauna eu m-am gândit la mine, la cât de greu să-mi fie mie și că vai mi-e milă mie de faptul că o să trec eu prin durere, și niciodată nu m-am gândit la el. Oare el cum se simte? Cum e pentru el? Următorul lucru pe care l-am aflat tot în sarcină a fost că travaliul nu începe cu ruperea apei și că s-ar putea ca începutul durerilor să te ia prin surprindere. Ci pur și simplu încep durerile și cumva începutul durerilor te ia prin surprindere. Nu e ca și cum, ok, se rupă apele pe neașteptate și după aia încep durerile. Deși la unele persoane se rup prima oară apele și apoi încep durerile, dar ideea e că nu întotdeauna e așa. Următorul lucru este tot legat de începutul durerilor, este faptul că nu încep durerile dintr-o dată, durerile insuportabile. La mine, așa s-a întâmplat, au început niște dureri subtile și mă gândeam, oare asta să fie? Oare acum începe travaliul? E ziua nașterii copilului meu? Oare chiar mi se întâmplă chestia asta? Și au început niște dureri foarte subtile. Aveam așa din 2-3 minute. Și la mine a început travaliul foarte... Deși erau foarte subtile, au fost foarte dese de la început. Nu am avut chestii din alea la 10-15 minute, nu? Și erau așa niște dureri foarte fine, de-abia le puteam identifica. Nu venea să cred, l-am trezit și pe soțul, l-am zis, băi, mă doare burta, cred că s-ar putea să nasc acum. Și oare astăzi nasc? Vai, eram plină de emoții, dar eram și plină de bucurie. Și când am văzut că încep deja durerile mai ca lumea, am zis, bă, azi este. Azi e ziua, gata, se întâmplă. Și nu mi-a să cred. Următorul lucru pe care l-am aflat după ce am născut a fost că burta va rămâne foarte lăsată și este un exces mare de piele care va atârna oarecum. Și organele și restul organelor, care normal erau strânse cu pielea fermă înainte, acum se vor mișca, și faptul că ți se mișcă burta aia și pielea aia în exces e super grețos, nu când te uiți, pentru că e acoperit de haine, ci când te miști, simți că se mișcă burta și ți-e greață. Ăsta e un motiv în plus pentru care am purtat colanți cu talie înaltă, pantaloni cu talie înaltă, mai lejeri, care să-mi țină cât de cât burta stabilă și ca să se retragă mai repede, pentru că n-am avut răbdare să le las toate de la sine. Aia e o altă poveste. Și pentru că mi-era super greață, că mă mișc foarte repede, eu sunt mai agitată de felul meu, n-aveam răbdare să merg încet, chiar dacă mă epuizam de puteri, pentru că eram așa de zăpăcită și repezită. N-aveam răbdare să merg încet, așa că, da, mi-era super greață că mi se mișca burta. Asta e o chestie. Dar, da, e tare că măcar ai scăpat și încep să-ți revii la forma inițială. Apoi, următorul lucru pe care nu l-am auzit niciodată este faptul că te apucă o sete cumplită după ce naști. Nu la toată lumea, probabil se întâmplă, dar mie mi s-a întâmplat, mai ales că eu l-am și atașat la sân pe copil, la 2 ore după ce l-am născut, l-am tot atașat la sân și a început să mănânce. L-am alăptat exclusiv de la început, fără să-i dau nicio completare, deci copilul mâncând, probabil corpul meu a semnalat faptul că l-alăptez pe copil și am început să simt nevoia să beau apă.
Și la următoarea naștere nu o să mai fac greșeala asta, deci beam cred că 4-5 litri de apă pe zi, în primele două zile, pentru că urma să-mi vină laptele, la început e doar colostru. Și când au văzut asistentele câte sticle goale de apă erau la mine în salon, au zis, dar cine, de ce atâtea sticle? Și am zis, păi sunt de apă, mi se părea evident de ce să fie sticle, sunt de apă. Și ce, da, dar cine le-a băut? Și am zis, eu, nu mai pot de sete. Și mi se părea foarte tare că, wow, ce dorință să mă hidratez. Și când colo, vă zic că am regretat după aia, pentru că dacă te hidratezi atât de intens în primele zile, ai prea mult lapte și nu mai știi ce să faci și cum să-l scoți și așa, mai mult decât poate să mănânce copilul. Și a fost un pic nașpa din punctul ăsta de vedere și mi-au făcut porție și mi-au zis, bine, puteam să beau dacă era... Dacă nu vroiam, puteam să nu ascult și ele mi-au recomandat câtă apă să beau și să nu mai beau atât de multă și vă zic, mi se lipeau buzele, mi se usca gura, bând așa de puțină apă, însă data viitoare nu voi mai bea apă primele 3-4 zile după ce nasc, până se reglează cât de cât lactația și nu mai faci lapte în prostie, iar apoi poți să bei câtă apă vrei, dar crede-mă, nu-ți va mai trebui cât îți trebuie imediat după naștere, vă zic, wow, 4-5 litri de apă pe zi. Și oricum tot timpul mi-era sete, nu aveam timp, cred că, să beau mai multă apă, că aș mai fi băut, era nebunie oricum. La un moment dat, în travaliu, mergem un pic în timp, la un moment dat în travaliu, durerile se tot întețesc, te gândești că ok, sunt eroină, wow, ce dureri mari și totuși rezist, wow, ce tare îs mega Wonder Woman, nu știu ce. Dar ce nu am știut și am aflat doar atunci și mă gândesc dacă să vă zic sau să nu vă zic, pentru că poate multe sunteți însărcinate sau încă n-ați născut sau vreți să aveți copil și n-aș vrea să vă zic, dar ideea e că pe măsură ce dilatația e mai mare, pe măsură ce înaintezi în travaliu, durerile sunt tot mai mari. Și eu n-am știut chestia asta și la un moment dat, cred că eram la dilatație 6 sau 7 și mă simțeam, bă, e greu. Simt că nu mai pot, nu știu dacă o să trăiesc până la prânz, că era deja dimineața pe la 6, dar mă simțeam foarte ok că încă rezist și că nu mă tentează, nu cochetez cu niciun gând de cezareană sau ceva. În fine, oricum eu am zis că fac tot ce pot să nas natural și chiar cezareana am considerat o alternativă, am zis că aș face cezareană numai dacă chiar ar fi copilul în pericol. Nefiind copilul în pericol, na. Dar ideea e că m-am gândit că poate să-mi vină gânduri să apelez la cezariană pentru ca să scap de dureri. Și eu mă gândeam, uite ce fain că nu-mi vin gândurile alea, știi? Și oricum mi-am zis în cap, orice ar fi, cezariană nu aleg numai ca să-mi ușurez viața, vreau neapărat să nasc natural pe motiv că vreau să am mai mulți copii și vreau să-i pot naște natural și cezariană nu poți să faci 4. Că eu atâta vreau 4 copii, nu poți să faci 4 cezariene. Dacă le poți face, e o excepție și trebuie să aștepți foarte mulți ani între sarcini și eu vreau să-i fac mai unul după altul cât se poate. Așa, și am ajuns la un moment în care m-am panicat super tare și am zis, bă, nu cred că o să rezist, nu cred că supraviețuiesc, cred că mor. Și am zis, eram cred că dilatație 8 sau 9, în fine, înainte de 10, cu puțin înainte de 10. Și am zis, moașei, vă rog, aduceți epidurala, faceți ceva, nu mai pot, eu mor. Efectiv, credeam că o să mă desfac în bucăți, nu mai puteam de durere. Și mi-a zis că nu se mai poate epidurală, e prea târziu, trebuia să zici și tu mai repede, gen înainte de 6 cm, cred că, sau pe la 6 cm, dar cine s-ar fi gândit că o să fie așa durerile mari? În fine, nu vă speriați că unele femei nu trăiesc durerea la fel de intens, unele nu o resimt așa de tare și mult mai ok, deci nu vreau să vă sperii, însă pentru mine a fost groaznic, dar trebuie să țineți cont că eu nu am avut probleme de sănătate și nici măcar în sarcini, n-am avut grețuri, n-am avut nimic, deci eu sunt foarte sensibilă la durere și asta trebuie să vă gândiți. Că probabil de aia mi se prumie așa de horror. Oricum, voi naște tot natural și asta este. Deci, ideea e că vreau să știți chestia asta, să nu vă oripilați, ascultând clipurile mele. Așa? Și da, i-am zis, moașe, hai, aduceți epidurala, ceva, faceți, dați-mi ceva, că nu mai rezist, simt că au razna aici, o să crăp. Eu nu rezist până la prânz, mă gândeam. Na, în fine, nici nu trebuie să rezist că am născut la 9 dimineața până la urmă. Mi-a început travaliul la 2 noapte și la 9 dimineața am născut, da. Un alt lucru la care nu m-am gândit a fost că nu te mai interesează de nimeni și de nimic din jur. Deci când ești în contracțiile alea după dilatație 7 cm, deci eu urlam, nu știu, fac mișto cu frate meu și îi ziceam că urlam cu vocea de dragon. Deci, din toate puterile mele, din
Și cu umerii, cred că urlam. Nu știu cum am putut să url așa de tare. Deci nu mă interesa că nu păream, nu știu ce, wow. Știi? Nu eram sublimă, fericită, pentru că nu puteam să fiu în momentul ăla. Și da, deci nu te interesează, nu ți-i rușine de nimeni, de nimic. Uai, deci era horror tot, vă zic. Urlam, plângeam și arătam horror, vă zic, înainte să ies din casă, când să plec la spital, m-am și machiat, m-am dat cu fond de ten, cu tuș, cu rimel, rezistent la apă, că știi, eu vreau să arăt ok la prima poză cu bebelușul, eram nebună și sunt. Și m-am machiat ultimul lucru, știu că am ieșit pe scări și eram pe hol și soțul deja mergea, ieșea din casă, era la ușă și coboram pe scări și eu eram încă cu oglinda pe scări, între contracții, că nu mai puteam, de-abia mai vorbeam când plecam de acasă, deci așa contracții aveam deja, încât eu mă dădeam cu rimel în genunchi, cu oglinda în mână, vai, deci eram nebună, deci vă zic. Și atunci când am născut și nu m-a interesat de nimeni, vă zic, mi-a curs tot machiajul, eram cu părul lor, că tot am transpirat, arătam horror, vă zic, mi-au dat așa o haină urâtă la spitalul de stat, îți dă o haină ei cu care să naști, nu am pretenții de nu știu ce, dar vreau să zic că mi-a dat așa o haină super urâtă, ruptă, erau rupte cusăturile pe alocuri, dusă culoarea, un material, cred că, foarte, foarte vechi, de când era mama mea tânără și mama mea are... Nu vreau să zic câți ani are, că cred că nu nimeresc, în fine are, cred că vreo 67 de ani, deci un material din tinerețea mamei, nu știu, foarte vechi material și vă zic, mă făcea să mă simt deplorabil, zici că eram de pe vremea, nu știu, din ani, din evul mediu, zici că eram cu hainele alea și m-am teleportat în timp, nu știu, în fine, arătam horror, vai, o să inserez aici o poză să mă vedeți cum arătam. Și ultimul lucru, al nouălea lucru pe care l-am aflat doar după aceea, e că te copleșesc după naștere, după ce ieși din sala de naștere, vă zic, ești copleșită de sentimente, mixed feelings, da? Plângeam de numa, plângeam, eram, fai, copleșită de ăsta, deci plângeam în hohote, vă zic. Vreau să vă zic un lucru la care nu m-am gândit când am început să filmez, este faptul că, într-adevăr, după ce se termină, după ce a ieșit copilul, nu te mai doare nimic. Și între contracții chiar ai un moment de respiro, care e numai un moment, și chiar între contracții nu te mai doare nimic. Aia e foarte tare. Poți să-ți aduni puterile și tot și e foarte tare. Cam atât pentru clipul de astăzi. Astea sunt cele 9 lucruri pe care am vrut să vi le povestesc. Lucruri pe care nu mi le-a zis nimeni și le-am aflat și le-am experimentat în timpul nașterii și imediat după naștere. Dacă v-a plăcut clipul, vă rog să-mi dați un like și vă rog să vă abonați canalului meu. Eu postez clipuri noi în fiecare săptămână. Dacă vreți să fiți și înștiințați de fiecare dată când postez un clip nou, vă rog să apăsați și clopoțelul acela de lângă butonul de subscribe ca să primiți întotdeauna notificările legate de clipurile mele. Iar dacă vreți să filmez un anumit tip de video despre un anumit lucru, vă rog să-mi spuneți în comentarii, aștept sugestiile voastre acolo și vă invit să mă adugați și pe Instagram și pe Facebook, vă las link-uri către paginile mele de socializare chiar în descrierea de sub video și putem să ținem legătura și acolo, mai postez poze, mai discutăm și în comentarii și mesaje private pe Instagram. Mersi foarte mult că m-ați urmărit și că sunteți de fiecare dată alături de mine. Până data viitoare, vă doresc o zi super! Pa, pa!